Tragul pentru achizițiile publice fără licitație urmează să fie dublat de la începutul anului viitor la 30.000 de euro. Noua regulă care urmează să fie introdusă de guvern prin ordonanță de urgență va fi valabilă și pentru companiile de stat și regiile autonome, exceptate vor fi instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, care vor putea achiziționa autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 1600 de cm3 și cu un preț care poate depăși contravaloarea în lei a 18.000 de euro inclusiv TVA, în cazuri temeinic justificate și cu aprobare ordonatorului principal de credite. Contactat de Mediafax, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Liviu Voina, a explicat că bugetul unei instituții nu va crește prin astfel de achiziții, deoarece aceasta va fi obligată să-și ajusteze propriul buget pentru a cumpăra mașini prin tăierea altor cheltuieli. Cheltuielile în ansamblu nu cresc, a spus Voina. El a arătat că interdicții precum ce a aplicat în ultimii patru ani la achiziționarea de mașini în sectorul public nu pot fi menținute la nesfârșit, ci trebuie înlocuite la un moment dat cu măsuri raționale care să limiteze totuși cheltuielile. Poate dacă interzicem la nesfârșit achiziționarea de autoturisme, nici nu se mai fabrică mașini. Este un lanț, a arătat secretarul de stat. Autorităților și instituțiilor publice li s-a interzis în 2009 să achiziționeze, să cumpere sau să prea în autoturisme și mobilier, exceptate fiind doar structurile nou înființate și numai în primul an de funcționare. Achizițiile pentru realizarea proiectelor finanțate din împrumuturi, fonduri externe, nerambursabile, donații și sponsorizări și autoturismele cumpărate în cadrul programului Rabla. Interdicția a fost prelungită succesiv în ultimii ani până la 31 decembrie 2012 inclusiv. Ordonanța de urgență prin care guvernul va permite reluarea achizițiilor de mașini face însă referire la ordonanța din 2001 privind normativele de cheltuieli pentru instituțiile publice, care stabilește numărul de mașini la care are dreptul fiecare demnitar și consumul lunar de carburanți acceptat.